Du-te! Du-te! Ce program aveți de seară? Nu că nu l-aș intra bine. Ultima. Dar ce-a făcut? Mâine plec la Sulina împreună cu Ramona. Lasă-mă! Mă duc la festival acolo, Europolis Fest, la Sulina, departe. La... Frumos o să fie, ce să mai rămâi? În Italia nu mai... Uite, asta se potrivește, da? Asta se potrivesc. Ideea este că îl fac data viitoare. Și data viitoare o să-mi iasă, da? Uite-o. Să timp pentru... Așa, să nu iei numerele astea două la Sulina. Păi nu, că astea... Bată-i cu peștele. De puțin. Te rog să-i ții acolo ca să-l cunoască pe cel mai bun dintre cei buni, pe cel mai tare dintre cei tari. Pe magicianul Robert Tudor! Și aici intra muzica! Ați! N-a fost să fie cu muzica! Ce melodie intru, răzbădere! E puptată! Ce fac, fratele meu? Bine, uite! Ia uite-mă! Uite-mă, uite-mă cum sunt! Uite-mă cum am venit îmbrăcat! Ești bine, am văzut acum două zile la Milano, cred că de acolo ți-a trebuit. Bună dimineața, ce faci, frate, bănuțe? Să rămână Asia Express, America. Deci, să rămână, doamnă, v-am văzut acolo. Am îmbrăcat frumos. Dă-te-și tu mai încolo. Deci, fii atent. Am fost la Milano. Te-am văzut? Cătălin, dă-te mai în spate, că așa e la televiziune. Am fost acum, sunt pe modă. Înțelegi? Am semnat acum cu o casă de modă din Focșani. Și am fost la Milano, la Casa di Como. Frumos rău de tot. La ce e casa? E casa sau? E lacă la. La Codico, da. Dacă e Casa Loco. Eu mă gândeam la Casa Loco ca să nu uit. Ah, ok. Da. Și vreau o să mă duc să vorbesc. Dar de ce, fii amabil, de ce te-ai îmbrăcat în solistul de la Azur? Te rog, lasă-mă, bă. Zici că... Adică cu domnișoară, domnișoară? Da, da, da. Nu, nu, acolo este Dan Badeș cu soția lui. Da. Fii atent. Hai să zic despre ce vorba. În materie de modă... Uite unul ăsta e, simtii vecini acolo. În materie de... În materie de modă, ar trebui să vorbesc cu tine de și ce? Cu Ramona și materie de frumusețe. Da. Deci fii aici atent. Aici ai 100% băi, băiatule, da, băiatule, extraordinar. Am fost la Verona să mănâncă foarte bine un restaurant acolo. Adrian, un român care și-a făcut acolo frumos, să mănâncă frumos. Da. Uite, cu tine pot să vorbesc în materie de modă. Da. Am văzut stofă, materiale, ul, lână, așa. Linen. Dani, imediat vin și la tine. Când o să fac reclamă la necaz, o să vin și la tine să vorbesc. Ramono, în următoarea perioadă o să răcești rău de tot. Te-am visat dezbrăcată. Și cred că o să răcești și eu. Cred că răcim amândoi. Ok, dar cum să faci număr de magie cu șiretul? Nu, care e numărul de magie cu șiretul? Încet. Deci eu nu mi-a zis nimeni. Stai un pic să te prinde și mistreți. Așa, ia, hai. Că toți mă întreabă, zic, de ce ai șiretul dezlegat și el se leagă... Du-te, mă, se leagă singur acum. N-am luat ăla, ăla l-am uitat. Trebuia să te lege. Haideți, mă, în fața fotolilor, care presimt un număr care ne implică. Da. Ia, uite. Un număr care a fost... Nu-i super, că au făcut o oră jumate până aici. De unde au venit? De la Verona? Nu, de la Popești. De la Popești. Te rog mult, dar tu faci un X aici, ca să nu deschidem plicul. Păi el. Ăla este ca să fie sigilat. Dacă ar fi să jucați la loto, vreau să-mi spui un număr, te rog, între 1 și 100. Eu la nu-i loto. Măi, eu dau o oportunitatea. 7. Cât? 7. Nu cred așa ceva. Doamnelor și domnilor, între 1 și 100? Da, 7. O să notez aici că el a zis numărul 7. Te rog mult de tot, dacă ar fi să... Răzvan, 7. Dacă ar fi un număr între 1 și 100. Irina, între 1 Irina. Și 100. Fără 7, da? Fără 7, în afară că l-a zis 100. L-a luat fundă, gata. Hei, cât? 5. Între 1 și 100 poți să... 5 vreau eu. Da, 5. Ne dă dreacu. Așa. 62 dacă mă întrebi. Uite. Bă, stai că nu vorbesc cu tine, tu vorbești... Tot pe matematică, mă? Așa. Lasă-mă, da. Bravo. Cât ai zis, băiatul meu? 62 punctul lui foarte, toată lumea știe. Ce, 62-ul? Da, nu. Da. Matematica e punctul lui Robert. 62. Bă, stai mă, numai... Stai, nu-l greșit. Da? Deci a zis 5...
și 62. Deci Irina 5, da, 5 și Dani 62. Și Dani 62. Da. Ce se întâmplă, dragilor? În materie de... Ăsta, v-ați semnat pe plicul ăsta, l-ați văzut. Ține puțin, te rog, ăsta. Închide, te rog, markerul. Da. Da? V-am arătat aici un plic, da? L-ați văzut, l-au semnat oamenii tot. Vino mai aproape să vadă și cei de acasă. Și mai am de asemenea o carte în interior. Uite, îl împăturesc. Vino, Irina, lângă mine, te rog. Ține, te rog, plicul ăsta exact așa. Nu ne tindem de el. Oameni buni, haideți cu mine. Haideți cu mine să vă arăt despre ce e vorba. Ține de plic. Deci, Irina, vreau să fii cu ăla. Lasă-l aici. Ține de plic. Eu am cărți de la unul. Toate cărțile sunt aici, da? Eu am aici o predicție și o carte pe care o alegi tu. Dar nu alegi de la întâmplare, că te-aș da eu. Trebuie să dai cu degetul, uite așa. Stai așa, trebuie să... Deci dacă se deschide la 6, următoarea carte ar trebui să fie 8 de inimă neagră. Și ăla, 8-ul de inimă neagră, ar trebui să îl am eu acolo. Foarte criptat. Totul. Da, dar ce? Deci tu trebuie să ai 7, 5, 62. Da. Deci, ține degetul, ține degetul și ridică. Și... Încă o dată. Mai pare rău. Mai să, da, puțin mai tare, da, puțin mai tare. Mai tare se flipuie. Așa. Ca să ne oprim la o carte, orice carte. Și băi, Gărgăriță. Codorică, vino și date aici gura ta. Ne facem de râs la oameni. Deci, dai cu degetul. Bravo. Și acum la cartea asta, ia-o și pun-o deoparte să vedem ce e. Asta ar trebui să o... Da, întoarce-o. Ia, o întoarce. Doi de treflă. Deci mâncați aici gura. Ai răsturnat unde-ai vrut tu. A zis... Pune numerele aici. Numerele alea. Nu, uite. Așa. Haideți să rupem plicul ăsta. 7, 5, 62. Rupem pe jumătate, da? A se vedea plicul și pe o parte și pe cealaltă parte. Într-o parte avem o carte și anume... Băi, ești nebun. Așa. Și în cealaltă parte, ia să vedem ce avem noi. Dacă ar fi să joci 6,49. Ce avem? Predicție magică. Ai mă un ban norocos să rezuim? Dacă rezuim asta și ar fi să fie numerele astea? Dă o monedă. Dă o monedă la el. 7,562. Te rog, Irina Fodor. Ești norocoasă de vele, Irina. Păi tu nu vezi ce bărba și-a luat? Stai. Fac sau nu fac? Mă, ui, 7. N-are cum. 07. Corect. Următorul număr. Ar trebui să fie 05. Ia vezi, Irinuca. Bă, și răzuiești, deci n-aveam cum eu... 05. Este, mă! Este! Și următorul număr trebuie să fie 62. Ăsta e bun numărul, mă! Hai, mă, ce dragi! E de sală ții, mă, moșmoan de-alea asta. Băi, 6? Du-te! Mai am o predicție. Respiră. Ce program aveți de seară? Nu că nu l-aș fi prea bine. Ultima. Așa aplaudă el. Și pentru mine. Așa aplaudă el. Deci, mâine plec la Sulina împreună cu Ramona. Mă duc la festival acolo, Europolis Fest, la Sulina, departe. Frumos o să fie, ce să mai rămâi. După care plec la Iași. Luni plec la Iași, am acolo un eveniment cu Orporești și mă mai întorc la Iași pe 31 la festivalul Arc de Frei. Fame. Confundă. În Italia nu mai... Doamne, noroc că ai lovit exact la... La ea dai pe picior la mine, dai direct. Ia cum se aplaudă. Al doilea și ultimul număr de magie este... După care 1 iunie Bârlad Roman Galați. Mă las că mai înțeles. Băi, omul, asta e predicția mea. 5.000 cu 5.000, așa a făcut calculul de unde ai mașinile alea. Răzvănele, aia e predicția mea, tată. Deci tu amesteci cum ai amestecat toate femeile înainte să o cunoști pe subervitatea de femeie. Ai avut la femei încă... Cum era melodia aia? Ia dacă vrei să... În ochii tăi... Ăla-i Bitman. Ăla-i Bitman. Ai încurcat un pic. Dar de ce duci așa mâna la... Zi, bă, păi așa să dai mâna. Îți mai aduci aminte aerul. Așa, și ce vrei să fac? Mai aduci aminte cafeaua din nou. Îți mai aduci aminte. Băi, cred că ai avut mâncat. Câte femei ai avut, băi? Cazul să vorbim despre ce nu vreau. Uite și la mine, uite cum stau femeile pe mine. Mi-au luat da, cafea, uite. Hai, zi ce trebuie să fac. O față. El amestecă cum vrea el. Lasă-l pe ăsta. Fac o față. El amestecă cum vrea el.
Și acolo am o predicție. Asta este predicția mea. Răzvănele? Da, da, da. Vino mai aproape, te rog. Da. Te oprești când vrei tu, Răzvănele, și ar trebui să fie predicție mai amestecă. Nu-l face, tată, nu-l face. Nu-l fac. Amestecă. Păi de la spate. Du-l la spate și amestecă. Du-l la spate și amestecă cum... Și tu nimerești? Trebuie să fie, da, așa ar trebui. Faci pe ăsta... Ramono, deci o să exact ca cel pe bâne Răzvan, fără să uite-o. O să ai 3 zile de ghinion că ți-am ieșit gol. Și știi când... Băiatul, număr. Gata? Gata. Ce faci? Uite, mai vârf pe ăsta în goat. Poți să-l vezi? Scoate-l, da. Da. Nu mă, că a vrut să facă totul de... L-ai vrut. Ce mă, ți-am păstrat o față mai semi-albă? Nu, vreau să-l faci la întâmplare, da? Să nu creadă oamenii că ne-am înțeles. Da, mă, da. Gata. Da, amestecă-l. Gata, mă, l-a amestecat. L-a pus pe mână. La ce ai spus? Gata. Hai, de vin o să-ți arăt. L-ai amestecat cum ai vrut tu. Da. Ideea că ar trebui să se pro... Ar trebui să se potrivească, mă, cu omul. Cum să se potrivească? A, uite. Asta, fața asta se potrivește, da? N-are cum... Fața asta se potrivește, unde e, mă? Asta se potrivește. Uite și asta cu asta și cu asta de aici. Aproape. Lasă, nu mă plâng. Asta se potrivește. Nu cred. Uite aici. Ar trebui să se potrivească toate. Asta cu asta se potrivește, da? Nu, are mojmoandă de alea. L-ați văzut că el se duce la Vegas o dată pe an. Da, și rupe acolo că e un magazin de mojmoandă. Asta se potrivește. Asta mai e unele și pe care ți le stai, iubita mea. Știi, adică poți să le... Uite, asta se potrivește, da? Asta se potrivește. Ideea este că îl fac data viitoare. Și data viitoare o să-mi iasă, da? Îl mai fac, doamna Elena, îl mai fac cu asta data viitoare. Stați de niște țvare de aici. Ăla cu matematica l-am făcut de 4 ori. A ieșit a 5-a oară. Și ultimul astăzi. Da? Ia, cum facem noi prințesa să leviteze? Cum facem prințesa să leviteze? Fără magnet, fără arc, fără nimic. Uuuu, ne descurci ăla de acasă. Am primit cadou pe ăsta. Și ăla de acasă, mă. Ce s-a stea, mă? Mulțumim, Robert. Mor femeile după mine, că Robert, Mulțumim, Robert. Stai dreacu, tu te la... Robert, mulțumim că ți-ai rupt din timpul tău. Nu mi-a rupt din timpul tău. Se simte că ți-ai rupt. Timp pentru... Așa, să nu iei numerele astea două la Surina. Păi nu, că astea... Fata aia cu peștele. Dă puțin. Mă mai faci și doar după acolo, mai sunt și eu cu tine la... Stai! Doamna Elena! Pauză și ne mai discutăm.